gata. Actele gata, încărcarea. Da. A few moments later. Da, by the way, podul de la Mărăcine ne-a făcut de căcat. A mai astupat gropile ca a dat la știri. Altfel nu. Nu le. Făceau. De alimentat nu mai alimentez. Să-i dau drumul la stația asta. Să vedem ce se, ce să se mai întâmple. A. A, mă întrebați voi de dacă mă mai duc pe camion. Nu mă mai duc pe camion, să știți. Cel puțin nu la ca și șofer, ca și angajat. Poate când mi-ai cumpăra eu camion, o să stau de dragul de asta. Bine, într-adevăr, cum spun mulți șoferi și cum alte alea, ăsta e un drog. Da, e un drog cât de cât, dar nu pot nici să mirosesc viața numai pe camion și pe toate cele. O să mai încerc să filmez după dubă cât se poate. Și cam asta e, deci nu mă mai duc pe camion. Că nu am de ce. Eu cum i-a fost tăiată prelata la asta, mamă, e făcută din scânduri. Și asta e. Da, mi-e dor într-adevăr să mai conduc sau alte alea, dar nu m-aș mai vedea să stau cum am stat un an pe camion, un an și ceva, cum am stat pe comunitate sau pe țară să lucrez, niciun caz. Dar dacă nu știu, dacă s-a întâmplat, Doamne ferește, ceva, iurea sau, Doamne ferește, nu știu, batem în ceva. Dar sper să nu, eu încerc din răsputeri să nu pățesc ceva sau să dau un kix, cum s-ar spune, știi? Eu încerc să caut cât mai multe colaborări, cât mai multe chestii. Sunt foarte serios, ajung la ora D, când mi se spune la ora D, la ora D. Nu se poate, nu am o problemă, sunt din timp. Sunt, bă, uite care treaba, nu mai pornește mașina sau am o mică problemă, nu pot, deci înțelegem. Sunt din timp, ca să pregătească și clientul, cum se spune, să-și găsească altă pistă. Cam asta e felul meu. De fel, sunt înțelegător, sunt răbdător, dar și câteodată coleric, pentru că mai sunt mulți care zic ceva și fac altceva, sau mai sunt mulți care sunt chiar bulangii, știți, la bursă sun, bă, uite, îți iau atât, bun, stai să-mi sun clientul, vai vrăjeală, știi, și i-am spun, bă, mă sun după aia, sau, că da, vă sun eu în 5 minute. Nu mai sună, trebuie să sun eu. Bă, cum e treaba? Hai, facem? Batem palma sau nu batem palma? Și tot așa. Curse pe bursă pentru astea mici acum, în perioada asta lui ianuarie-februarie, nu prea am văzut. Mai am o amică care are mașini mai multe, gen 12-14 dube de-astea, și ei au spus că din atâtea mașini cam 2-3 scot pe țară, deoarece
sunt curse pentru ele și au contracte prin diverse locuri. Plus că și ei mai dau la bursă. Când nu au mașini. Ia uitați-vă la astea. PC sexy și rău. V-a înghețat popoloacele, fă, nebunilor. Ce să le faci? Fac și ele în bani cinstit. Nu? Cea mai veche meserie. Na, dacă n-am învățat carte, asta fac. Pun păsărica la bătaie. Da. Ia uite și pe Dilimandroasa aia, doamne, zici că e Machu Picchu. Zici că e din Laponia îmbrăcat. Da, azi dimineață nu v-am zis, nu mi-a pornit mașina. N-a mai vrut. Nepornită de foarte mult timp. Și cam asta e. Am pus bateria, am pus cablurile. O iau mai ușor, tante, că am marfă în mașină, n-am aer. Tăi mama măsii de groapă și de viață. I love you, România. Ia uitați, bă, să vă vină să credeți sau nu. Altă Dilimandroasă. Jesus Christ. Balerna. Ce să-i faci? Motorina a crescut ca dracu. Deci noi avem prețuri în Buzău ca termen de comparație cu București, adică sincer nu e nicio comparație, aceleași prețuri ce e în Buzău și în București. Na, dacă vă vine să credeți sau nu. Pe Ploiești, că e mai scurt pentru mine ca să ajung în Lungulețul. Sunt câteva străduțe pe acolo care e ba-ba-bam, ba-ba-bam, stânga-dreapta, dreapta-stânga și ajung mai repede. Acum nu știu cum o fi vremea acolo spre București, Ploiești, când Buzău nu a nins, anunța cod galben de viscol, de zăpadă, dar nici pe mașină nu s-a depus zăpada. Când au anunțat ăștia și așa. Un coleg ce vine de la Mizil. Coleg ce vine dinspre Mizil mă recepționează? Unde? Mai întrebă. Tu văd că nu bate. Neaua nu dă. E bine, domn, e bine. Ce pot să zici? Văd ce-o fi la Ploiești?
Ai problemă. Ai întrebare de baraj. Trebuia să-i pun ceva carton în față la mașină ca să stea apa mai ridicată. Zic, nu știu. Și ca să nu mai intre atâta aer, că nu are nevoie. Mașina e mai mult goală. Am vreo 200 de kilograme marfă. Colegul cu Scania de Sibiu, ce am și eu la Mizil? Nu, ăștia nu m-au. Aveam un două mâini pe volan, da. Nu putea să răspundă la stați. Mai sunt și de ăștia bășinoși. Băi, am cam întârziat aici la încărcare la ăștia, în puii mei. E 10 ceasul, mamă, și trebuie să, la 12 trebuie să fiu acolo și mai sunt vreo 100 și un pic de kilometri, 100, cred că 150, habar. Coleg ce vine de la Mizil mă recepționează și pe mine? Pe balavoane se lucrează, eu m-am interdictat cu paratul. Nu vedem cu zău, am ceva? Na, băieți, mai filmăm pe drum, că n-avem ce să vă mai zic, o să vă mai zic mai încolo, n-aveți ce să mai vedeți, o să vedeți doar drumul ăsta cu uscăciuni pe o parte și pe cealaltă și...